În cadrul primei ediții a proiectului Nemărginiri de gândire, Eminescu, interferențe culturale, revelații textuale și vizuale dedicatului Mihai Eminescu, artiștii plastici din filiala Iași a Uniunii Artiștilor Plastici din România prezintă o expoziție de arte vizuale intitulată Însemne identitare. Aceasta se desfășoară în spațiul Muzeului Mitropolitan și va fi deschisă publicului până la finalul lunii ianuarie. Vernisajul expoziției a oferit vizitatorilor oportunitatea de a explora cum universul poetic eminescian se reflectă în artele vizuale contemporane. Curatorul expoziției este conferențiar universitar dr. Maria Bilașevski. Ne-am gândit noi, Uniunea Artiștilor Plastici, prin această expoziție, prima expoziție colectivă pe care o organizăm prin invitația Muzeului Mitropolitan, să venim cu ce înseamnă pentru fiecare conceptul de identitate. Tocmai de aceea, în spatele meu se află un serafim care este dublat la rândul lui de câteva proiecții, așa cum le simt artiștii, ceea ce înseamnă să fii tu în spațiul tău cu credința ta și cu rădăcinile tale. Ne-am dorit să facem o expoziție în care fiecare artist invitat, fiecare pictor sau sculptor să vină cu propria lui viziune, fără să rămânem într-un canon de reprezentare clasică. Expoziția oferă publicului o perspectivă asupra modului în care opera lui Eminescu influențează și se integrează în domeniul artelor vizuale, evidențiind conexiunile dintre poezie și exprimarea artistică contemporană. E o expoziție etalon, aș zice, o expoziție de foarte bun augur, care presupune colaborarea între Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași și Uniunea Artiștilor Plastici, deci două instituții dedicate artiștilor profesioniști din Iași și Mitropolia Moldovei și Bucovinei, respectiv Muzeul Mitropolitan din Iași, care este o bijuterie de arhitectură și de spiritualitate în orașul nostru. Proiectul cultural nu se oprește aici, ci include și o serie de emisiuni video sub titlul Eminescu neînțeles, rămâne gândul, găzduite de lector universitar dr. Ilie Moisuc.